Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la Obiectiv. Angajata unei case de pariuri din municipiul Târgu Jiu a trecut prin clipe de coșmar seara trecută. Un individ a amenințat-o cu cuțitul, femeia fiind nevoită să îi dea banii solicitați. Prejudiciul se ridică la 17.500 de lei, iar tâlharul este de negăsit. Poliția este în alertă după ce într-o casă de pariuri din municipiul Târgu Jiu, aflată pe strada Unirii, a avut loc un jaf armat. Un bărbat a intrat seara trecută în incinta agenției și a amenințat-o pe angajată cu un cuțit pe care îl ținea ascuns sub bluza de training. Panicată, femeia nu a reușit să mai acționeze butonul de panică. Pe lângă asta, bărbatul ar fi lovit-o pe casieriță peste față, fapt care a convins-o pe victimă să-i dea banii din casa demarcat. Tânărul nu s-a temut nici de camerele de supraveghere, având fața neacoperită. În imagini se vede clar că tâlharul nu a dat de bănuit nicio secundă cu privire la intențiile sale. În acest loc s-a cu jaful armat. Suspectul intrase în casa de pariuri cu 5 minute înainte să comită infracțiunea, pe motiv că vrea să afle intervalul orar în care agenția este deschisă. La scurt timp s-a întors în incinta casei de pariuri, a solicitat angajatei să-i schimbe 50 de lei, după care a scos un cuțit și a amenințat-o pe casieriță. Femeia a intrat în panică și a dat agresorului suma de 17.000 de lei aflată în casa de marcat. Tâlharul a luat banii și s-a făcut nevăzut. Administratorul agenției afirmă că angajatele nu-l mai văzuseră până atunci pe individ, așadar identificarea tâlharului este destul de greoaie. Acolo era... Practic a amenințat-o cu cuțitul. Fata spune așa, că omul a venit cu 5 minute mai devreme, a întrebat de program și după 4-5 minute s-a întors. A rugat-o să-i schimbe 50 de lei. S-a deschis, a scos-o. A început nevoia. A și lovit-o, nu? Da. Da, a intrat peste ea, nu, într-o acolo. Da, a intrat aici peste și, mă rog, bani s-au luat și de aici și de dincolo. Polițiștii au ajuns rapid la fața locului, însă suspectul a apucat să se facă nevăzut, părăsind în mare grabă agenția în care a comis infracțiunea. Filtre de poliție au împânzit orașul pentru prinderea tânărului, însă momentan acesta este de negăsit. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că la o casă de pariuri de pe strada Unirii din localitate ar fi avut loc o tâlhărie. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului s-a stabilit faptul că o persoană de sex masculin, prin amenințarea personalului de serviciu cu acte de violență, ar fi reușit să sustragă din societate 17.500 de lei. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, cercetările continuând pentru identificarea autorului și tragerea acestuia la răspundere penală. Suspectul era îmbrăcat într-un costum sport de culoare galbenă și purta pe cap o șapcă de aceeași culoare. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, care au ajuns și la polițiștii care fac cercetări în acest caz, dar și conform spuselor victimei, bărbatul era înalt, avea barbă și părul ras. Amintim că în urmă cu puțin timp a mai fost comis un jaf armat la o casă de schimb valutar din orașul Bumbești-Jiu. În acel caz, polițiștii continuă cercetările neexistând un cerc de suspecți. Ancheta este în desfășurare, însă tâlharul nu a fost identificat încă, a transmis Corina Scurtu, purtător de cuvânt al IPJ Gorj. Atunci hoțul a amenințat-o pe angajata casei de schimb valutar cu un pistol și a reușit să fugă cu suma de 7.000 de euro. Direcția de Sănătate Publică Goj a depistat la Spitalul Orășănesc Novaci dezinfectanți din loturile incriminate la Național ca fiind ineficiente. Potrivit lui Marius Boeriu, directorul Direcției de Sănătate Publică Gorj, au fost efectuate controale pentru a depista substanțele biocide Bionet și Trioton din anumite loturi indicate de Ministerul Sănătății. Anumite loturi de dezinfectanți au avut neconformități în privința concentrației și efectul asupra fungilor. În urma verificărilor din Gorj s-a stabilit că Bionet a fost cumpărat de spitalele din Târgu Jiu, Novaci și Bumbești-Jiu, iar Trioton de către spitalul din Târgu Cărbunești. Produse din loturile incriminate au fost însă găsite doar la spitalul din Novaci, respectiv 4 litri de Bionet. A fost dispusă măsura blocării produsului și a fost returnat producătorului pentru înapoierea banilor. De asemenea, a fost verificată și o firmă din Gorj care aduce astfel de substanțe și nu aveau nimic pe stoc din loturile cu probleme, după cum au anunțat reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj. Socialdemocratul Mihai Alexandru Gherghe a fost numit secretar de stat în Ministerul Culturii și Identității Naționale. Numele acestuia a fost vehiculat în ultimele zile, însă începând cu 19 martie, numirea este oficială.
Consilierul local Mihai Gherghe, proaspăt numit secretar de stat în Ministerul Culturii, promite că va face treabă din poziția pe care o ocupă. Mihai Gherghe a anunțat că își va duce la bun sfârșit misiunea din minister în departamentul unde a fost numit. Alesul local declară inclusiv că va încerca să promoveze în lume cultura românească. Mihai Gherghe a beneficiat de susținerea noului președinte al PSD Gorj, deputatul Mihai Weber, cel care l-a și propus pentru postul de secretar de stat. Acesta susține că a primit cu bucurie vestea că a fost numit în funcția respectivă și își propune să facă treabă în Ministerul Culturii. O să primesc alături de familie și cu încredere și speranță că acolo unde voi ajunge voi face treabă și voi reuși să duc la bun sfârșit ceea ce voi avea de făcut în cadrul ministerului, în departamentul în care am fost numit. Este o onoare și pentru mine personal, și pentru partid, și pentru județ, în primul rând, și asigur pe toată lumea că voi face tot ce va ține de mine să sprijinim acest domeniu și pentru a face cunoscut în lume cultura românească. Propunerea ca Mihai Gherghe să ocupe un post de secretar de stat în Ministerul Culturii a fost criticată în aceste zile în spațiul public, mai ales că acesta a ocupat până acum funcția de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIA, funcție care nu avea nicio legătură cu domeniul culturii unde va activa de acum înainte. Nu știu exact care vor fi sarcinile pe care le voi avea în fișa postului, să ajung la minister și să primesc directivele de la domnul ministru și să ne apucăm de treabă și apoi voi putea spune. Da, în perioada în care am fost directorul executiv al asociației, am fost într-o permanență legătură cu instituțiile statului, cu primăriile din județul Gorj, asociația fiind liantul între aceste instituții și, așa cum puteți să vă interesați și dumneavoastră, am avut o colaborare foarte bună, atât cu primarii pe care am reușit să-i conving să vină la asociație, cât și cu alți primari cu care am stat de vorbă și care urmează să vină în asociație. În Consiliul Local Târgu Jiu, locul lui Mihai Gherghe după numirea în Ministerul Culturii va fi luat de omul de afaceri Marius Predescu. Bugetul pentru organizarea alegerilor europarlamentare din județul Gorj este de 2,3 milioane de lei. Suma a fost prevăzută în bugetul instituției prefectului. La alegerile europarlamentare va fi o singură circumscripție electorală. Toate buletinele de vot vor fi tipărite la București de către monitorul oficial și ștampilele cu mențiunea votat, precum și timbrele autocolante, vor fi trimise de la București în fiecare județ. Guvernul a mai prevăzut pentru județul Gorj alte 300.000 de lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale de transport, precum și pentru plata operatorilor de calculator din secțiile de votare. Sorin Arjoca, subprefectul de Gorj, a declarat că președintele Biroului Electoral Județean Gorj și locțiitorul acestuia vor primi indemnizații în valoare de 190 de lei pe zi. De asemenea, membrii Biroului Electoral Județean vor beneficia de o indemnizație de 95 de lei pe zi. Sorin Arjoca a precizat că membrii Bej vor fi stabiliți în data de 11 mai. Pentru organizarea alegerilor privind alegerea membrilor în Parlamentul României în Parlamentul European din România în anul 2019, prin bugetul instituției prefectului a fost alocată suma de 2362.000 lei pentru cheltuieli de personal, respectiv indemnizațiile care vor fi plătite celor care participă la alegeri și suma de 300.000 lei pentru bunuri și servicii. Aici fiind incluse cheltuielile materiale și cheltuielile de transport, la și de la secțiile de votare, la instruiri, cheltuielile operatorilor de calculator care vor fi în secțiile de votare. În ceea ce privește indemnizațiile, membrii, președintele și locțitorul biroului județean electoral și operatorul de calculator, de la data constituirii acestuia respectiv în 28 martie, vor primi câte 190 de lei pe zi, iar membrii biroului electoral județean, care vor fi desemnați în data de 11 mai, vor primi câte 95 de lei pe zi. De asemenea, președinții și locțiitorii secțiilor de vot vor încasa fiecare o indemnizație de 190 de lei pe zi, dar nu mai mult de 5 zile. Totodată, membrii secțiilor de vot vor fi plătiți cu 95 de lei pe zi, dar nu mai mult de 3 zile. Operatorii de calculator din secțiile de votare vor primi câte 190 de lei pe zi, dar nu mai mult de 5 zile. Totodată, informaticienii vor încasa 190 de lei pe zi, iar personalul tehnic va încasa câte 95 de lei pe zi și personalul care asigură paza și buna desfășurare a alegerilor va primi câte 10 lei pe zi cheltuieli de protocol. De asemenea, președinții și locțiitorii secțiilor de vot care vor intra în atribuții în data de 12 mai vor primi câte 190 de lei pe zi, nu mai mult de 5 zile,
iar membrii secțiilor de vot, respectiv reprezentanții partidelor politice, ai organizațiilor minorităților naționale și alianțelor politice și electorale dintre acestea, vor primi câte 95 de lei pe zi, dar nu mai mult de 3 zile. De asemenea, am mai menționat, operatorii de calculator care vor fi în secțiile de vot în ziua votării vor primi câte 190 de lei pe zi timp de 5 zile, precum și informaticienii care vor fi desemnați de către, propuși de către autoritățile locale pentru asigurarea funcționării echipamentelor necesare desfășurării voturilor. De asemenea, personalul tehnic auxiliar și statisticienii vor primi câte 95 de lei pe zi. Toți cei care participă la alegeri, inclusiv personalul care, Ministerului Afacerilor Interne, care asigură securitatea în ziua votării și buna desfășurare a alegerilor, vor primi cheltuieli de protocol în valoare de 10 lei pe zi în ziua votării. La alegerile europarlamentare va fi o singură circumscripție electorală. Toate buletinele de vot vor fi tipărite la București de către monitorul oficial și ștampilele cu mențiunea votat, precum și timbrele autocolante, vor fi trimise de la București în fiecare județ. Toate materialele necesare vor fi distribuite în preziua alegerilor către primari și ulterior vor ajunge în fiecare secție de votare, a menționat Sorin Arjoca, subprefectul județului. Deoarece la nivel național există o singură circumscripție electorală, respectiv întreg teritoriul României, buletinele de vot vor și alte, celelalte materiale, timbre autocolante, precum și confecționarea ștampilelor cu mențiunea votat, se vor tipări la București, respectiv buletinele de vot vor fi tipărite la monitorul oficial, urmând ca noi să le preluăm înainte de ziua votării, pentru a le distribui prin intermediul primarilor, președinților, birourilor, secțiilor de votare. Alegerile europarlamentare vor avea loc în data de 26 mai. Localnicii din comuna Runcuș vor putea racorda gospodăriile la rețeaua de gaze începând de anul viitor. Primarul din Runcu, Adi Câmpeanu, a declarat că se lucrează la introducerea unei rețele de gaze naturale prin parcurgerea etapelor prevăzute de lege. În acest an va fi finalizat studiul de fezabilitate, urmând ca din 2020 să fie introdusă și rețeaua de gaze în satele comunei. Ulterior, gospodăriile vor putea fi racordate la cererea localnicilor la rețea. Adi Câmpeanu susține că de la an la an sunt tot mai puține lemne de foc în pădurile din Runcu. Astfel, introducerea unei surse alternative pentru încălzirea locuințelor era obligatorie. Comuna va fi racordată la conducta de gaze naturale care alimentează spitalul de pneumoftiziologie de la Dobrița. Un alt proiect la care lucrăm în acest moment și vreau să vă mulțumesc din nou, domnule președinte și domnule președinte al Consiliului Județean, este vorba de studiu de fezabilitate pentru introducerea alimentării cu gaze a comunei Runcu. Comuna Runcu nu are alimentare cu gaze și am găsit înțelegere pentru a fi racordată de la conducta magistrală care urcă la sanatoriul TBC Dobrița. Să sperăm că în cursul acestui an studiul de fezabilitate va fi finalizat și că începând cu anul 2020 cetățenii comunei Runcu vor putea să beneficieze pe rând de la sat la sat de acest sistem de alimentare cu gaze, care din punctul meu de vedere este ultima utilitate de care dumnealor au nevoie și motivat de faptul că de la an la an volumul de masă lemnoasă pe care obștile le asigură pentru populație este în scădere. Rămâne de văzut dacă investiția se va și concretiza, cunoscut fiind faptul că în anii electorali autoritățile se întrec în promisiuni de tot felul. Situație pe cât de comică, pe atât de alarmantă. Un cal a fost lăsat liber pe străzile municipiului Târgu Jiu de către stăpânii săi. Animalele care intră pe partea carosabilă pot genera adevărate tragedii. Sancțiunile contravenționale aplicate de polițiștii locali nu îi sperie pe stăpânii cabalinelor, așadar caii zburdă liber pe străzile orașului. Sancțiunile repetate aplicate de către polițiștii locali stăpânilor animalelor depistate libere pe străzi nu au avut un impact semnificativ asupra acestora. În continuare apar noi cazuri de cabaline care perturbă circulația rutieră și îi pun pe participanții la trafic în pericol. Șoferii sunt indignați de indiferența persoanelor care eliberează animalele fără a se gândi la consecințe. Un filmuleț cu un astfel de incident a fost postat de un conducător auto pe o pagină de socializare dedicată traficului. Hai mă să-l oprim. Nu mai sună. În imagini se poate observa cum calul galopează ocupând o întreagă bandă de circulație. Unul dintre pasagerii mașinii a intenționat chiar să oprească animalul din fuga haotică pe partea carosabilă, însă din fericire acesta a părăsit singur strada fără să producă vreo tragedie. Sancțiunile contravenționale prevăzute pentru eliberarea animalelor nu sunt suficient de drastice încât să-i sperie pe proprietarii cabalinelor.
Viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor, își dorește ca noul secretar de stat din Ministerul Culturii, Mihai Gherghe, să colaboreze strâns cu primarii din județul Gorj. În acest fel se vor vedea și rezultatele în domeniul promovării proiectelor culturale, atât la nivelul județului, cât și la nivelul municipiului Târgu Jiu. Gorjul avea nevoie de un secretar de stat la cultură sau la turism, după numirile de la Ministerul Energiei, susține Adrian Tudor, viceprimarul din Târgu Jiu, convins că Mihai Gherghe va face față cu brio la București dacă va ști să comunice cu autoritățile. Cred că am fost primul om politic al Gorjului care am spus că în județul Gorj trebuie să luptăm pentru a avea cel puțin secretar de stat la cultură și la turism. Până acum, bătălia era fiecare partid să prindă un post la Ministerul Energiei sau Economiei. Foarte bine. E o caracteristică a județului. Dar vorbim de turism și de cultură, dar nimeni nu ataca acolo niște posturi pentru a ne susține proiectele, pentru a avea acces la informații mai ușor. Deci, cu siguranță, un post la un Ministerul Culturii sau la Ministerul Turismului va ajuta Gorjul. Acum, și noi trebuie să muncim alături de cel care va fi acolo și să mergem cu proiecte în permanență și să cerem sprijin. Adrian Tudor afirmă că, în ciuda faptului că funcția obținută de Mihai Gherghe nu are legătură cu domeniul de care acesta se ocupa până în prezent, el se va putea perfecționa pe parcurs, iar rezultatele se vor vedea în timp. Din punctul meu de vedere, persoana respectivă, dacă va comunica așa cum trebuie cu noi, cei care suntem implicați în proiectele astea culturale de aici sau proiectele pentru dezvoltarea turismului, va reuși să facă față cu brio funcției respective. Adică orice persoană poate obține și ocupa o funcție cu condiția să vorbească cu cei de jos? N-aș spune că orice persoană. Persoana care va fi propusă, deci persoana care e propusă nu poate fi orice persoană de pe stradă. Totuși, discutăm de la... Dar întrebați-mă cu subiect și predicat. Da, în cazul în care persoana... Care persoană? Persoana propusă. Așa. Nu are nicio legătură cu domeniul respectiv? Da, nu e nici prima, nici ultima care, dacă n-a avut o legătură cu domeniul respectiv, acolo vorbim de un act de management. Nu se duce să facă juriu la festivaluri de muzică canto. Acolo se duce pe un post care manageriază, administrează... Nu se duce ministru, se duce secretarii de stat, probabil pe un anumit... Secretarii de stat sunt pe anumite sectoare, dar nici secretarii de stat nu sunt membrii în juriu la festivaluri. Mihai Gherghe a avut sprijinul liderului PSD Gorj, Mihai Weber, să ocupe postul de secretar de stat în Ministerul Culturii. Flavius Deaconescu, gorjanul acuzat de tentative de omor, a primit o veste neplăcută. Curtea de apel Craiova a majorat pedeapsa acestuia la 6 ani și 8 luni de închisoare, de la 5 ani și 2 luni. Bărbatul a primit această condamnare în urma unui scandal ce a avut loc în data de 31 ianuarie anului trecut. Ajutat de o altă persoană, agresorul și-a doborât la pământ victima, după care a lovit-o de mai multe ori cu un cuțit. Iulian Cojei, persoana agresată, a fost transportat de urgență la un spital din Timișoara, fiind găsit inconștient într-o baltă de sânge. Flavius Deaconescu trebuie să plătească victimei daune în valoare de 50.000 de euro, lui Cojei amputându-i-se piciorul. Veste bună pentru români, persoanele care au nevoie de pașapoarte sunt scutite de drumuri și de timpul pierdut în fața unui ghișeu. Cum este posibil asta, ne spune colega mea Andreea Roșca. Andreea, bun găsit! Bun găsit, Manuela! Procedura de obținere a pașapoartelor a fost ușurată de posibilitatea dată cetățenilor de a se programa online. Depunerea cererii de eliberare a pașapoartelor se face la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, nefiind necesară o programare în prealabil. Pentru pașaportul simplu electronic, persoanele peste 12 ani plătesc 258 de lei, iar pentru copiii sub vârsta de 12 ani se achită suma de 234 de lei. Tariful pentru pașaportul simplu temporar este de 96 de lei, indiferent de vârsta solicitantului. Comuna Runcu va fi legată de stațiunea montană Straja, județul Hunedoara, până anul viitor printr-un drum asfaltat. Este promisiunea făcută de primarul din Runcu, Adi Câmpeanu. Acesta a precizat că până în prezent a fost asfaltat un tronson de 10 km din drumul respectiv, care are o lungime de 25 de km. Anul acesta, primăria și-a propus să asfalteze încă 4 km.
Adrian Câmpeanu a precizat că își dorește ca până în vara anului 2020 drumul care leagă Runcu de Straja să fie asfaltat complet. În opinia primarului, acest obiectiv va asigura dezvoltarea turistică a comunei, dar și a zonei. Turiștii vor putea ajunge dintr-un județ în altul în mai puțin de 30 de minute, parcurgând un traseu spectaculos. Unul din proiectul nostru de suflet este continuarea asfaltării drumului care va lega Runcu de Straja. Am reușit să asfaltăm 10 km și să sperăm că în cursul acestui an vom începe asfaltarea a unui troson de încă 4 km. Este un proiect care consider că va duce la dezvoltarea întregii zone, nu doar a localității Runcu, pentru că să mergi pe acest sector de drum, să ajungi în Straja în 30 de minute maxim, aproximativ 25 de kilometri, nu ar fi ceva imposibil și ceva rău pentru comunitatea noastră și pentru zonele din apropiere. Asta înseamnă că turismul s-ar dezvolta foarte, foarte mult cu acest drum, dacă va fi finalizat până la sfârșitul acestui mandat. Autoritățile din Runcu vorbesc de mai mulți ani despre proiectul privind crearea unei legături între comuna Runcu și stațiunea montană Straja, însă acesta nu a mai fost materializat până în prezent. Pasagerea mașinii implicate în accidentul rutier de luni care s-a petrecut în comuna Scoarța a fost transferată la Spitalul Sfântul Ioan din București, starea acesteia fiind gravă. Medicii nu au stat pe gânduri și au întocmit procedura de transfer a pacientei. Potrivit cadrelor medicale, femeia prezintă fractură deschisă de femur, o fractură la gambă, coastele au suferit și ele fracturi. În plus, pacienta a fost deja operată pentru un traumatism abdominal. Amintim că accidentul rutier a avut loc din cauza faptului că șoferița în vârstă de 41 de ani din Horezu a efectuat o manevră de depășire și a pierdut controlul volanului, izbindu-se violent de un copac aflat pe marginea străzii. Din pricina impactului puternic, mașina a revenit pe partea carosabilă și a fost lovită de un tir care circula regulamentar. Șoferul tirului nu a mai putut evita impactul cu autoturismul. Rezultatele probei concursului desfășurat în data de 17 martie cu privire la ocuparea postului de purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj s-au afișat. Notele obținute de candidații înscriși la concurs sunt catastrofale, pornind de la 2,16. Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a anunțat rezultatele obținute de către candidații care au participat la concursul pentru ocuparea postului de purtător de cuvânt al IPJ Gorj. 30 de concurenți s-au înscris pe acest post, însă prezenți la concurs au fost 26, aceștia având punctaje cuprinse între 2,16 și 8,72. Cea mai mare notă îi aparține actualului purtător de cuvânt, Miruna Preșbeanu, care are posibilitatea să devină ofițer prin prisma acestui concurs. Concurenții au susținut proba practică la sediul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București. Candidații care au admis proba practică trebuie să susțină și un test grilă, a cărui condiție de promovare este obținerea notei 7. Testarea scrisă va avea loc în data de 30 martie. Doamnelor și domnilor, știrile Acces TV au ajuns la final. Sunt Manuela Negru Popescu, vă mulțumesc pentru atenție!